tot pentru susținerea tinerilor familii, eu și echipa mea a Partidului Neamului Românesc ne-am gândit să creăm creșe, creșe pentru copii. Întrucât în cei 16 ani de administrare a Comeștiului, sub Tim Ofte, exact, sub administrația Tim Ofte, nu s-au făcut așa ceva. S-au făcut parcuri, parcă a plouat cu parcuri. De zici că în Tomești toată lumea stă la umbră, toată lumea stă și trăiește din petrol. Domnule Ștefan Tim Ofte, am o mare întrebare. La ce trebuiau atât de multe parcuri? Parcuri trebuie, dar raportat pe cap de locuitor, sunt cele mai multe parcuri din tot județul Iași. Domnule Tim Ofte, pe noi ne interesează ca familia românească, în cazul ăsta cetățenii din Tomești, să se hrănească, să aibă puterea banului de a-și purta copiii la școală, să aibă puterea banului pentru a avea rechizite școlare și așa mai departe. Domnule Tim Ofte, te aștept la discuții, te aștept să vorbim față în față, tu și eu, ca toți cetățenii din